Bună dimineața! Este miercuri și plecăm la Bacău. Mergem la Bacău cu mama la spital la diabet. Suntem îmbrăcați, plecăm acum de dimineață. Astăzi copiii nu merg la școală. Sunt acasă, că îi luăm cu noi la Bacău. Găinile sunt și ele aici de dimineață, date drumul prin grădină. Și mergem la Bacău acum și e de dimineață acum programată și mergem la Bacău și filmez ce facem astăzi. Am ieșit din sat și mergem la Bacău. E de dimineață. Și mama este în parc. Bună ziua, mama! Bună ziua! Am luat medicamentele de la spital pentru diabet. Mergem la locul de joacă aici, în parc. Și mama merge și mama. Am venit acasă și noi de ceva timp de la Bacău. Aici e cada cu poamă. O lăsăm mama să fiarbă vinul. Și am făcut și niște cartofi prăjiți, că e miercuri, și cu roșii. Și vreau să spun că butoiul ăsta eu l-am spălat. Și în butoiul ăsta noi punem vin. Am și spus că a fost cu vin și că trebuie să-l spăl și că o să răvășească mama vinul în butoiul ăsta. Deci butoiul ăsta o să fie pus vinul în el, o să-l iau de aici și o să-l pun acolo în magazin, dar nu acum. Păi, adică pune vinul în butoi. Aici sunt butoaiele unde am făcut eu urluială. Și am pus niște plăsinte în cuptor la aragaz să fac așa rumenească o leacă. Știți că am făcut plăsinte de mere și voiam să vă arăt cazul la copaci, să vă arăt cum mai este pe la noi prin grădină. Deci acum dăm drumul la... Ia uitați! Ia uitați! Ia uitați puii. Ia uitați și cu care e găina asta. Găina asta cu care puii ăsta cu care se joacă copiii cu el. Ia uitați. Ia uitați găina asta și încălțată este asta albă. Să spuneți dacă, ia uitați și cocoșul ăsta are coc. Bostan, ia uita și bostan are mama aici. Deci așa e grădina acum, cu păsările prin grădină. Așa. Cam dată noi așa dăm drumul în fiecare toamnă la găini prin ograd, prin grădină. Ia uita și bostan are mama aici de făcut plășinte. Face mama plășinte cu bostan. Are și aici bostan. Are mai mult bostan mama. Și acolo. Deja ia uitați că se cunoaște cum... venit pui prin grădină. Acolo a căzut persă și lipi jos. N-am mai făcut compot și de persici. Aici trebuie să scoși haragii ăștia de aici. Și aici ardei.
frunza de vie, ia uitați cum e, frunză la copaș, la cireșul ăsta, ia uitați-l cum e. Aici sunt pienele, cum eu jumulesc pui și dau pienele aici în grădină, nu le mai duc la tomberon. Deci cam așa e acum la noi în grădină. Mama a dat apă la căța. Astăzi de la Baco am cumpărat și mușamaua asta, de-am pus-o pe masă, că aialaltă era, nu mai era ea bună, mușamaua și aialaltă, și am cumpărat-o pe asta, deci așa este. Am cumpărat și fața asta de masă, am cumpărat și mușama aici pe hol. Deci am luat și aici mușama pe hol aici. Mușama asta așa este. Îmi place și asta. Am cumpărat și florile astea. Am cumpărat așa, culoarea asta. Am cumpărat și culoarea asta. Am cumpărat și culoarea asta. Deci avem și florile astea. Am pus florile aici pe masă și am cumpărat flori ca să avem și noi aici pe masă flori, aici pe hol. Și asta este mușamaua care am cumpărat-o aici la masa asta de aici din hol. Dacă v-a plăcut și acest clip, vă rog frumos să vă abonați, să-mi lăsați like. Vă mulțumesc frumos pentru like-uri, pentru vizualizări, pentru abonări și până data viitoare să fiți sănătoși și aveți grijă de voi. Vă mulțumim frumos!